Oamenii legii sunt în alertă după ce o fată de doar 13 ani a dispărut fără urmă. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în vederea depistării unei minore de 13 ani dispărută de pe raza localității Giroc, județul Timiș. La data de 17 mai, Mohorea Diana Maria ar fi plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Giroc, județul Timiș, iar până în prezent nu a mai revenit. Semnalmentele fetei sunt înălțime de 1,60 metri, 50 de kilograme, păr șaten lung și ochi căprui. Ultima dată când a fost văzută era îmbrăcată cu un tricou alb, pantalon de culoare kaki și pantofi de tip sport de culoare neagră cu talpă albă. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.